doamna deputat Stella Jantoan, toată lumea este entuziasmată aici că în sfârșit a fost votat amendamentul 20 care dă undă verde Moldovei pentru perioada de post-monitorizare și totodată tot aceeași undă verde pentru summitul de la Vilnius. Iată, spuneți-ne dumneavoastră, cum trăiți aceste momente de bucurie? Am muncit foarte mult cu colegii mei din delegație pentru a trăi acest moment fericit care astăzi a fost votat în plenul Asambleei Parlamentare a Consiliului Europei și eu cred că echipa noastră a meritat, Republica Moldova a meritat un asemenea rezultat și privim cu mare entuziasm și optimism pentru Vilnius. Îmi pare foarte bine că ați avut o susținere și am văzut cât e greu chiar și președintele APC a vrut cu toată inima să vă ajute, dar știți, era multe contra-amendamente, contra-propuneri, dar totuși până la urmă a prevalat rațiunea, inteligența Asambleei, cum a cerut și a rugat pe toți domnul președinte Minio. Este o tradiție în Asamblea Parlamentară a Consiliului Europei că, în primul rând, în decizia prevalează părerea raportorilor și părerea comisiei. Și așa și se votează. În cazul Republicii Moldova s-a votat puțin altfel, pentru că toți colegii noștri din Asamblea Parlamentară, care fac parte din diferite delegații, din diferite grupuri politice, au remarcat și au recunoscut munca pe care a depus-o Republica Moldova, Guvernul Republicii Moldova și a depus-o inclusiv și delegația parlamentară la Consiliul Europei și cred că anume din cauza aceasta tradiția, așa zisă tradiția a Consiliului Europei, astăzi a fost puțin încălcată. Pentru binele Moldovei, pentru Moldova și în favoarea poporului Republicii Moldova. Spre invidia tuturor opozanților. Da. Mulțumesc frumos.